tipuri de reacții chimice, reacția de descompunere. Să ne reamintim. Reacțiile chimice pot fi de mai multe tipuri în funcție de natura și numărul reactanților și al produșilor de reacție. Până acum ai învățat reacția de combinare, care este reacția chimică în care, din doi sau mai mulți reactanți, se formează un singur produs de reacție. În reacția de combinare, reactanții pot fi substanțe simple sau compuse, iar produsul de reacție este o substanță compusă, cum ar fi reacția hidrogenului cu oxigenul din care rezultă apă sau reacția dioxidului de sulf cu oxigenul din care rezultă trioxid de sulf. Unele reacții chimice se pot produce în ambele sensuri, adică reactanții se transformă în produși de reacție, iar aceștia se pot transforma în reactanți. Spunem că acestea sunt reacții reversibile, cum este cazul reacției dioxid de carbon cu apă formează acid carbonic. Astăzi vom învăța despre reacția de descompunere. Pentru aceasta să observăm două experimente. Descompunerea oxidului de mercur. Într-o eprubetă se introduce oxid de mercur, substanță solidă de culoare roșu-portocaliu. Se încălzește eprubeta ce conține oxid de mercur, iar după un timp se observă degajarea unui gaz. Gazul obținut este barbotat într-un pahar cu apă. Gazul obținut este oxigenul. Se observă de asemenea obținerea unor picături de mercur pe pereții eprubetei. A avut loc reacția, oxid de mercur se descompune în mercur și oxigen. Descompunerea dicromatului de amoniu, reacție numită și vulcanul chimic. Pe o sită de azbe se așează în formă conică mai multe spatule de dicromat de amoniu, substanță solidă de culoare portocalie. Dicromatul de amoniu se aprinde cu ajutorul unui bec de gaz. Are loc o reacție rapidă, spectaculoasă, asemănătoare cu erupția unui vulcan. Dicromatul de amoniu se descompune în trei produși de reacție, oxid de crom 3, azot și apă. Am observat două experimente chimice. În cazul primului experiment, din oxid de mercur, s-a obținut mercur și oxigen. În cazul celui de-al doilea experiment, din dicromat de amoniu, s-a obținut oxid de crom, azot și apă. În fiecare caz, am avut un reactant din care s-au obținut doi sau mai mulți produși de reacție. Deci putem generaliza că un reactant AB se descompune în doi produși de reacție, A și B. Reacția chimică prin care o substanță se transformă în doi sau mai mulți produși de reacție se numește reacție de descompunere. Substanța AB se descompune în A plus B. Într-o reacție de descompunere, reactantul este substanță compusă, produșii de reacție putând fi atât substanțe simple, cum a fost cazul descompunerii oxidului de mercur în mercur și oxigen, cât și substanțe compuse, cum a fost cazul dicromatului de amoniu, care s-a descompus în oxid de crom, azot și apă. Importanța reacției de descompunere. Reacțiile de descompunere se folosesc la obținerea unor substanțe chimice cu importanță practică. De exemplu, la obținerea oxigenului, a hidrogenului, a clorului, la obținerea unor metale, cum ar fi
mercur, aluminiu, fier, sau la obținerea varului nestins oxidul de calciu. Calcarul, piatra de var, carbonat de calciu, se descompune în cuptoare speciale la temperaturi de 1000 de grade Celsius, obținându-se la scară industrială varul nestins, care este unul dintre cele mai importante materiale de construcții. Reacția chimică care are loc, carbonat de calciu se descompune în oxid de calciu și dioxid de carbon. Aplică ce ai învățat. Scrie ecuațiile următoarelor reacții chimice de descompunere. Mult succes!